Printr-un ordin semnat astăzi de prefectul județului Hunedoara, Vasilică Poteca, a fost aprobat planul de măsuri pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe timpul Zilei Internaționale a Muncii și a Zilei Internaționale a Tineretului. Potrivit documentului emis de instituția prefectului, se impune adaptarea corespunzătoare a activităților specifice desfășurate de structurile Poliției Române, structurile Jandarmeriei Române și ale Poliției Locale. Astfel, în perioada 1-3 mai, se vor intensifica acțiunile de patrulare pentru combaterea faptelor de natură contravențională sau penală. Poliția rutieră va fi prezentă pe principalele drumuri naționale și județene pentru activități de control, verificare și pentru prevenirea evenimentelor rutiere. De asemenea, în toate localitățile județului Hunedoara va crește numărul activităților specifice de prevenire și combatere a infracțiunilor cu violență și a oricăror acțiuni de natură să încalce prevederile ordonanțelor militare. Anul acesta toți trebuie să abordăm altfel modul în care ne petrecem zilele de 1 și 2 mai, să respectăm măsurile luate de autorități și să rămânem acasă în familie. Este strict necesar să respectăm regulile impuse de ordonanțele militare, să evităm deplasările în afara locuinței, să păstrăm distanțarea socială și să ne protejăm pe noi, pe familiile noastre și pe cei din jur. Este mesajul transmis hunedorenilor de către prefectul Vasilică Poteca. În plus, reprezentanții instituțiilor hunedorene ale Ministerului Afacerilor Interne atrag atenția că nu vor fi tolerate abaterile de la normele de conviețuire socială sau încălcările prevederilor ordonanțelor militare.